În lumea plină de sclipici a vedetelor, frumusețea este o carte de vizită. Îți deschide uși și îți garantează succesul. Nici nu e de mirare că unele vedete ar recurge la orice metode pentru a se menține mereu tinere și proaspete. Pentru început, am fost curioși să aflăm ce preferă vedetele noastre. Injecții cu hialuron pentru buze senzuale și fierbinți? Sau injecții cu botox pentru o față rece ca gheața, dar neridată, ce-i drept? Îți dai seama că riduri, dar mi-e tare frică, știi, de inexpresivitatea pe care o capeți. Nu e cazul să vorbim despre asta acum, pentru că încă sunt foarte young și fresh. Eu niciodată nu am avut probleme cu buzele. Mai multe riduri pe creier. Nici una, nici alta, pentru că aș arăta artificial fără riduri, fără niciun fel de rid. Buze mai mari nu, poate o intervenție pentru a îndepărta ridurile undeva la 50 de ani, 40, nu știu. I took your picture with one particular reason and it's tough. Intervențiile estetice presupun doctor și spitale. Oare domnii în halate albe le sperie sau nu pe starurile noastre? Să doar țip și urlu. Știu că la un moment dat chiar mi făcea plăcere să merg la injecții pentru că era o doctoriță foarte drăguță. Nu, îi consider pe medici prietenii mei, dar mi-i aleg cu foarte mare atenție. Like a surgeon. Da, mi-e foarte frică și când mă duc la dentist, îmi țepenesc acolo. Prefer anestezia generală, să nu văd, să nu aud, să nu simt, să nu se întâmple nimic. Dacă aveam fobie la medici, nu mă căsătoream cu unul. Ne-am lămurit. Principiul baba rab de la frumusețe se aplică și în cazul vedetelor din România. Însă, când vine vorba de trecerea anilor, cum credeți că se împacă subiecții noștri cu faptul că timpul nu stă pe loc? Încerc să mă uit cât mai rar în buletin. Sunt din ce în ce mai împăcată cu mine însă și atunci nu mai am nevoie de nimic din exterior. Nu știu, eu recunosc că nici măcar tratamente faciale nu fac. Măi, am 21 de ani, deocamdată nu mă lupt cu trecerea anilor. Ce se întâmplă fizic e natural să se întâmple, dar aici e bine să fii tot timpul tânăr și fericit. Și pentru că tot vorbeam de operații estetice, nu am putut să nu remarcăm faptul că sunt multe exemple de personaje feminine mondene care și-au făcut loc cu baloanele, pardon, cu sânii, prin paginile tabloidelor. Bine fac, tot înainte fetelor. Fiecare își alege calea. Dacă, în fine, calea lor le duce acolo unde visează, până la urmă e cea mai bună. Eu ce să zic? Pot eu să zic ceva? Bravo lor, ce să zic? Fiecare cu ce poate, știi? Fiecare mițează pe ceea ce e mai sigur.